Salutare, prieteni! Vă salut pe dumneavoastră, dragi români, dragi patrioți, de oriunde în lume v-ați afla. Indiferent că sunteți la Chișinău, Tiraspol, Timișoara sau în orice parte a Uniunii Europene sau în orice stat absolut. Noi, AUR, suntem un singur partid românesc, dumneavoastră știți foarte bine acest lucru. Nu există două partide, nu există două centre de comandă și alte prostii care încearcă unii să le debiteze în spațiu public, cu scopul de a crea impresia de risipire, de dezbinare și așa mai departe. După cum puteți bine să observați, toate armele, toată murdăria se aruncă în capul nostru. Dodon, Plahotniuc, Șor, Cafcaliuc, Usatăi, Platon, tot ce există, tot se aruncă peste capul nostru, toți bat în noi și acest lucru este foarte, foarte bun. Poate sună straniu acest fapt, poate o să vă mire faptul că spun că este bine, dar este foarte bine pentru că acest lucru înseamnă că noi existăm, acest lucru înseamnă că suntem o forță, acest lucru înseamnă că noi contăm pe arena politică. În momentul în care tu nu contezi și în momentul în care tu nu ai impact, nu ai suficientă susținere, sprijin popular a ideii pe care o promovezi, respectiv nici nu ești atacat în mass media, în spațiu public sau în oricare altă parte. Toată lumea înțelege foarte clar că AUR poate fi buturuga mică care va răsturna carul mare. Diferența dintre noi și alte partide de pro-europene, de orientare pro-vest, este faptul că noi nu ne asumăm un mesaj sec anticorupție, un mesaj sec în care spunem în felul următor, citez: haideți să nu supărăm pe nimeni, haideți să nu vorbim despre limbă, despre istorie, despre națiune, despre libertate, despre credință. Haideți să lăsăm aceste subiecte care, atenție, atenție, ne dezbină și să vedem lucrurile care ne unesc. Haideți să ne unim împotriva corupției și împotriva și pentru lupta pentru o justiție bună și așa mai departe. Toate aceste lucruri nu sunt nimic altceva decât o manipulare crasă în Republica Moldova, fondată de Ribbentrop și Molotov, în care comuniștii și socialiștii de-a lungul timpului au atacat vehement tot ce este românesc. Acum asistăm la un alt fel de atac, la fel de vehement, dar mult mai ticălos, pentru că dușmanul îl vezi în față, știi exact că acest dușman te va ataca, că îți va înfipge un cuțit în spate, dar prietenul fals nu poți să-l știi niciodată. Atunci când suntem îndemnați să uităm de națiunea română, să uităm despre limba pe care o vorbim, să uităm despre tricolor, despre Mihai Eminescu, să uităm despre podul de flori, pentru niște chestiuni efemere. Dragi prieteni, trebuie să înțelegeți foarte și foarte clar. Corupția este în orice stat al lumii, în orice stat european. Există corupție și dumneavoastră, în special cei plecați în diaspora, știți foarte bine acest lucru. Doar că nivelul de proporție al corupției este diferit. În Republica Moldova se fură cu sacul, flagrant, pe față, fără nicio rușine, fără niciun pic de emoție. Peste hotare se fură mai puțin, mai atent, cu mai multă rușine, mai pe ascuns, să spunem așa. Să luptăm noi doar pentru a stârpi corupția este un mesaj sec. Și vă explic foarte clar de ce. Haideți să ne imaginăm că mâine nu mai avem corupție în Republica Moldova. Gata, mâine nu se mai dă mită deloc. Nu se dă mită, nu se ia mită, gata, basta, corupția a dispărut. Și vreau să vă întreb, vă sunt pe plac politicieni ca Vladimir Voronin, ca Igor Dodon, ca Plahotniuc, ca Șor, ca Usatăi, ca Cafcaliuc și alții? Eu sunt sigur că nu. Pentru că pe noi ne supără în ei nu doar corupția, atenție, nu doar corupția, dar și prezența flagrantă a mesajului antinațional, antipatriotic, antiromânesc. Despre asta este vorba. Trebuie să îmbrățișezi ambele aceste valori și să spui foarte clar, noi, AUR, suntem împotriva corupției, suntem pentru o justiție puternică, dar nu într-un mod sec, lipsit de identitate, lipsit de demnitate și de coloană vertebrală a națiunii române. Nu! Un politician trebuie să-și asume nu doar reparația de drumuri, nu doar lupta cu corupția, dar trebuie să-și asume să fie un părinte, să fie un îndrumar pentru întregul popor, să dea curs, să arate țelul, să arate drumul, calea, pentru ca să-l urmeze masele, pentru ca poporul să se ridice la nivelul și la înălțimea așteptărilor seculare pe care le trăim. Altminteri, haideți atunci să spunem că
Ștefan cel Mare și Sfânt pur și simplu lupta pentru a proteja granițele. Nu, el lupta pentru a apăra credința și după fiecare luptă în care turcii nu reușeau să pună stăpânire peste acest ținut moldav, el ridica încă o biserică și încă o biserică și încă o mănăstire. El lupta pentru independența acestui neam. Noi puteam să stăm cu minți, să plătim bir, să plătim tribut porții otomane și să ne vedem de ale noastre. Să trăim liber, așa cum știm noi mai bine. Nu, noi tocmai pentru libertate am luptat. Pentru națiune, pentru familie, pentru valorile care ne sunt nouă proprii. Brâncoveanu, știți foarte bine, probabil cei mai credincioși știu foarte bine ce înseamnă destinul cutremurător, tulburător al brâncovenilor. Ei au refuzat să se dezică, să renunță la religia creștin-ortodoxă cu prețul propriei vieți. Au fost aduși în fața turcilor și li s-a spus foarte clar: dacă nu te dezici de credință, o să stăiem capul ție și întregii tale familii. Despre asta este vorba. Bărbații și femeile din neam care au coloană vertebrală pledează nu doar pentru niște mesaje seci, reci, lipsite de identitate și chiar dimpotrivă. În urma sau în spatele acestei lipse de identitate se ascunde de fapt o națiune civică moldovenească. Limba moldovenească, poporul moldovenesc și alte prostii moștenite din perioada Uniunii Sovietice. Cei de pe așa zisa dreaptă fac uz de aceleași instrumente de care au făcut uz comuniștii sovietici care ne-au ocupat. Cultul personalității. Noi vorbim despre identitate, despre neam, despre popor, despre familie, despre libertate. Ceilalți vorbesc despre, iată, eu și numai eu, eu sunt liderul național, fără mine nicăieri, pe mine trebuie să mă iubiți, pe mine trebuie să mă venerați și așa mai departe. Și observăm foarte clar pe față acest lucru. Cultul personalității, îndoctrinarea maselor de a iubi și de a venera ca o icoană o singură persoană. Acest lucru este diametral opus cu scopurile, năzuințele și idealurile Alianței pentru Unirea Românilor. Noi apreciem oamenii pentru faptă, nu apreciem oamenii de dragul de a-i slăvi, de dragul de a-i ridica în slăvi și de a-i face mari salvatori sau salvatoare ale națiunii. Noi pledăm, suntem practic singura formațiune politică de Republica Moldova care pledează clar pentru reunificarea forțelor unioniste și pentru unificarea Republicii Moldova cu România. Toți ceilalți se ascund, promit că vor reuși cumva să reanimeze această Republică Moldova, doldura plină de corupție, iar cei mai cinici spun că da, poate și o să facem unirea, dar mai întâi haideți să facem ordine acasă. Haideți mai întâi noi să stârpim corupția, mai întâi să facem drumurile, să construim statul și pe urmă să vedem. Nu, dragii mei, asta nu o să funcționeze. Asta este calea de a ne plimba prin pustiu 40 de ani în căutare după apă. Asta este o tactică ticăloasă ca noi să pierdem timp în continuare și să perindăm existența unui stat mafiot, unui stat ieșuat care acționează împotriva cetățenilor săi. Acest stat nu ne ajută. El este o povară pentru noi. Prin fisc, prin vamă, prin poliție, prin procuratură, prin instanțe judecătorești, prin tot ce există, statul Republica Moldova constrânge fiecare cetățean, constrânge fiecare agent economic la supunere. Să-i dai mită, să-i dai taxe informale și să susții existența acestui stat. Republica Moldova este pentru România, ceea ce pentru noi este Transnistria. Exact același lucru. Este ca și cum aș spune: haideți să reintegrăm regiunea separatistă și autoproclamată Transnistria, iar cei din Transnistria spune: da, vrem, dar haideți mai întâi să reparăm drumul de la Varneța până la Bender, sau stați că avem noi aici un ugușan care conduce cele mai mari agenții și companii din așa zisa Transnistrii, după care o să mai vedem. Deci se încearcă justificarea existenței separate a celor două state românești. Ați văzut foarte clar evenimentul de ieri, în cadrul căruia ciuma socialistă a adus sute și mii de oameni plătiți, săraci, din satele și raioanele Republicii Moldova. Oameni care nici măcar n-aveau habar pentru ce au venit, pe cine susțin. Unii au spus că vin pentru alegeri prezidențiale, de parcă s-ar alege președintele Republicii Moldova și nu Parlamentul. Alții spuneau că au venit să audă ce vorbesc alții pe scenă. Alții spuneau că, băi, eu nu știu cum să ajung la microbuz, nu sunt din Chișinău. Aduși cu forța, cu bani, organizat și nici măcar n-au negat acest lucru. Dodon și Voronin ne-au spus foarte clar: da, noi am adus oameni în mod organizat, da, noi am închiriat pentru ei transport,
Și i-am adus aici, la acest meeting electoral. Deci, în momentul în care ei fug de popor, ei se ascund de dezbaterile electorale, ei nu vin în campaniile electorale să dezbată cu noi în platou, pentru că știu foarte clar că i-am felea și i-am face praf pentru tot ce au făcut împreună cu Plahotniuc, pentru devalizarea sistemului bancar, pentru distrugerea întreprinderilor, fabricilor și uzinelor din Republica Moldova în perioada lor de guvernare. Ei se ascund, dar pentru că trebuie cumva să apară în mijlocul oamenilor, ei aduc oameni cu forță, plătiți din satele și raioanele din Republica Moldova, ca să facă baie de mulțime, să arate că, iată, ei sunt din sânul poporului și sunt pentru popor. Noi, AUR, suntem unica forță care ne-am pus în fața lor, fără nicio frică, ca să apărăm demnitatea noastră națională. În piața Marii Adunări Naționale, acolo ne-am căpătat independența, suveranitatea, tricolorul și limba română, noi nu le-am permis lor să treacă cu fast, cu mare grandoare și fără nici măcar un pic de rușine sau fără nici măcar un pic de rezistență împotriva lor. Am adus un tricolor imens de 100 de metri care reprezintă valoarea și demnitatea noastră națională. La 27 aprilie 1990, Gheorghe Ghimpu a arborat pentru prima dată după ocupația sovietică tricolorul românesc, patriotic, deasupra clădirii Parlamentului Republicii Moldova, care astăzi este clădirea președinției. De atunci, abia până în octombrie, noiembrie, a fost adoptată stema Republicii Moldova. Deci, cu sau fără stemă, tricolorul este simbolul nostru național. Poliția lui Dodon și Voicu, la indicația lor barbară, au rupt, au sfâșiat tricolorul doar ca să-i facă drum, ca să-i facă cale liberă lui Dodon și lui Voronin, ca să-și meargă ei cu mare fast și cu mare grandoare pe piața Marii Adunări Naționale, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe lângă monumentul Marelui Domnitor, pe care, apropo, îl profanează cu orice prezența lor alături de el. Noi am rezistat, am fost îmbrânciți, am fost gazați, dar nu regretăm nicio clipă aceste efecte sau aceste acțiuni nefaste, pentru că ne asumăm plenar să luptăm pentru cauza națională și pentru demnitatea acestui popor necăjit. Este limpede pentru toată lumea. Toți au văzut foarte clar cum s-au întâlnit cele două tabere, respectiv marșul socialiștilor și comuniștilor și tabăra noastră a patrioților, acolo în piața Marii Adunări Naționale, acolo în fața monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău. S-a văzut foarte clar cum poliția într-un mod barbar a strâns și a sfâșiat tricolorul. Este limpede pentru toți. Iar atunci când colegul nostru, Dorin Chirtoacă, s-a apropiat câtuși de puțin, cât mai aproape de Dodon și Voronin ca să-i dea peste nas pentru ceea ce a făcut, tocmai trei rânduri de agenți de pază au intervenit. Pază nu de stat. Pază particulară. Dumneavoastră ați crezut că ei merg liber, cu pieptul deschis în fața oamenilor? Nu! Evident că nu! Ei sunt mereu înconjurați de bodyguards, de agenți de pază, înarmați în timpul manifestațiilor, fapt care este interzis prin lege, ca să le apere viața și siguranța. Pentru că știu foarte clar că poporul îi urăște cu toată ființa lor pentru pungile cu bani luate de la Plahotniuc, pentru majoritățile cumpărate, pentru votul mixt, pentru dictatura pe care au instaurat-o Republica Moldova. Pentru că noi trăim într-o dictatură. Noi actualmente trăim în dictatură. Iar colegii noștri de pe dreapta pro-europeană se fac că nu văd acest lucru. Ei nu mai spun deschis acest mesaj. Ei promit salarii, pensii, luptăm cu corupția, facem justiție. Dragii mei, noi trebuie să luptăm nu doar cu corupția. Noi trebuie să luptăm cu acest sistem putred. Corupția este una dintre efectele acestui sistem și stat putred și corupt. Noi, dacă lăsăm cumva în spațiu public să prindă ideea că dacă nu fură Dodon, are dreptul să fie prezent în campanie electorală. Este ok să-l avem pe Dodon ca politician. Este în regulă să avem un Plahotniuc, este în regulă să avem un Șor sau un Usate. Nu! Nu este în regulă, categoric. Doar lupta cu corupția este insuficientă pentru a stârpi această degradare, această tâmpire în masă. Dumneavoastră, pentru ce credeți că i-a dat Plahotniuc lui Dodon o pungă cu bani ca să-i o dea lui Corneliu Furculiță? Pentru televiziuni de propagandă care să spună în continuare că România este rea, că România fu-fu-fu, că sunt dușmanii noștri, că trebuie să ne apărăm statul, că noi trebuie să ne protejăm, nu știu ce acolo, identitatea. Ei vor să protejeze Republica Moldova
pentru interesul lor propriu, pentru ca să poată fura în continuare. Acest stat are o singură soluție. Justiție din România, așa cum este DNA-ul care a pus la pușcărie mai mulți deputați și miniștri, inclusiv pe Dragnea, un fel de plahotniuc de la noi, care stă astăzi la pușcărie. La noi toate lucrurile nu se duc bine până la capăt. La noi toate sunt făcute cumva pe jumătate. Haideți să-l dăm jos pe Voronin. Foarte bine, haideți să-l dăm jos pe Voronin. 2009, 7 aprilie, ieșim în stradă, protestăm, revoltă, cade regimul Voronin, construim Alianța pentru Integrare Europeană. Dar Voronin nu ajunge la pușcărie. Clanul lui mafiot scapă nepedepsit. Banii hoțiți din 2001 până în 2009 rămân bine mersi la ei. Iată cu ce s-a terminat lupta de la 7 aprilie 2009. Urmează anul 2014-2013, furtul miliardului. Lumea este în stradă. Haideți să-l dăm jos pe Filat și Plahotniuc și Șor, care au furat miliardul, să-i punem la pușcărie. Îi dăm jos, crește o nemulțumire populară, iar pe marginea sau pe spatele acestei nemulțumiri populare, unii se pricopsesc cu funcții și interese. Gata. Lupta cu Plahotniuc e terminat, batem din palme, am scăpat de Plahotniuc. N-am scăpat, dragilor! Plahotniuc este în libertate. Plahotniuc stă bine mersi pe saci cu bani și trăiește îndestulat, finanțând în continuare Republica Moldova contrabandiști, hoți, bandiți, partide politice cu milioane furate. Credeți că oameni cu entuziasm și cu cinste pot lupta împotriva miliardelor și a televiziunilor de manipulare și propagandă? Evident că nu. Ei întotdeauna vor avea mai mulți bani și vor avea întotdeauna mai multe instrumente, mecanisme și posibilități de a ne acoperi, de a ne astupa mediatic, de a ne vârâi așa de sub, ca să nu mai ieșim la suprafață. Despre asta vă vorbesc eu, dragi prieteni. Lucrul bine făcut până la capăt. Lupta dusă până la victorie. Nu așa pe jumătate. Haideți că de dragul de a-l da jos pe Plahotniuc putem să facem alianță și cu socialiștii. Serios? Adică dumneavoastră i-ați permis lui Dodon să-și spele imaginea că a luat pungi cu bani de la Plahotniuc, că este un trădător de neam și țară, că depune flori la mormintele celor care au tras și ne-au împușcat în 92, ne-au ocupat o parte a Republicii Moldova, mergând la Putin să ia indicații? Pentru ce? Pentru ca Plahotniuc să zboare în Miami și să trăiască pe banii noștri? Serios? A fost nevoie de un asemenea sacrificiu imens pentru ca noi să-l vedem pe Plahotniuc în Miami, la plajă, stând pe banii noștri? Eu cred că acea alianță COSAC a fost una foarte toxică și am spus acest lucru și îl spun în continuare. El astăzi, la ora actuală, trebuie să știți că se uneltește și se pregătește o nouă alianță exact de același tip. Toată lumea înțelege foarte clar că Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS, Partidul Pro-Prezidențial al Maiei Sandu, va lua multe, foarte multe voturi. 40-45 de mandate. Dar nu despre asta este vorba. Vine vorba despre cine va asigura celelalte voturi pentru a avea o majoritate parlamentară, pentru a putea guverna Republica Moldova onest, cinstit, fără jumătăți de măsură, cu o justiție eficientă care să apropie Republica Moldova de România și care să ducă la reunificarea celor două state românești. Ei bine, USAT deja își freacă palmele. El deja se pregătește și știe că el va fi acela. Iar noi, AUR, vă spunem nu! Nu putem admite așa ceva. Nu trebuie să permitem ca USAT-ii sau Dodon sau alții cu voturile lor salvatoare sau nu avem încotro, trebuie să ne unim cu ei. Să nu ajungem la o asemenea situație. De asta unioniștii trebuie să voteze unioniști. Nu alte versiuni sau alte variante pro-europene, anticorupție și mai departe. Credeți-mă că PAS-ul ajunge în Parlament cu sau fără votul unioniștilor. Este democratic și este corect, este legal și demn ca unioniștii să voteze unioniști, ca patrioții să voteze patrioți, nu să voteze un alt mesaj, un vot util, un vot de conjunctură și așa mai departe. Dragii mei prieteni, dacă vreți să trăiți în democrație și în libertate, votați democratic și liber, nu vot util, nu sondaje. Dacă toți unioniștii ar vota un partid unionist, am avea 30% cel puțin. Dar prin intermediul manipulărilor, sondajelor de opinie trucate, televiziunilor care schimbă accentele și încearcă să spună că acum nu-i momentul, hai data viitoare, hai mai întâi să facem ordine acasă și pe urmă mai vedem. Noi batem pasul pe loc. De 30 de ani, una și aceeași piesă. Nu acum, data viitoare, haideți să facem ordine, pe urmă mai vedem. Acum nu-i momentul și alte prostii de acest gen. Până când o să ne luăm soarta în mâinile noastre,
Până când n-o să votăm plenar cu ceea ce credem, noi n-o să avem niciodată câștig de cauză. Noi n-o să scăpăm niciodată de această corupție, de această deznădejde și nedreptate. Pentru că la ora actuală Republica Moldova se trăiește în nedreptate. Cei bogați care au furat trăiesc bine, iar cei săraci care trăiesc pe salariu sau de la o zi la alta sunt cei mai nedreptățiți. Pierd ani de zile în instanțe de judecată. Aur, conform tuturor măsurătorilor, conform tuturor calculurilor, va trece mult peste pragul electoral. Dar scopul în această campanie electorală nu este doar să trecem pragul electoral, dar să obținem votul și încrederea fiecărui om care este patriot, fiecărui om care pledează pentru cauza reunificării. Ca să nu spună ei, ei, vedeți, unii au vor doar 7% sau 5%. Nu! Ei trebuie să vadă clar că unirea, justiția, România este apreciată de peste 10, 15, 20%. Și împreună cu alți colegi de pe flancul pro-european, cum își spune ei pro-european, dar nu au nici măcar habar de integrare europeană și știu foarte clar, ei știu asta, că nu există perspectivă europeană pentru Republica Moldova. Și dacă dumneavoastră nu mă credeți pe mine, eu vă rog, intrați pe site-ul oficial al Uniunii Europene și veți vedea acolo că Uniunea Europeană are 4 vectori de dezvoltare, 4 politici externe pe care le adoptă în raport cu alte state. Politica de integrare, politica de vecinătate, politica țărilor de est și politica țărilor de sud. Republica Moldova nu se află la capitolul integrare europeană. Republica Moldova se află la rubrica vecinătate. Vecini, adică vă dăm bani pentru drumuri, vă dăm bani ca să vă ajutăm, vă dăm bani să aveți o leacă de democrație, dar sunteți vecinii noștri. Cei care credeți că și vreți în Uniunea Europeană, trebuie să înțelegeți foarte clar, unica noastră cale de a ajunge în Uniunea Europeană și de a trăi decent este doar prin România. Nu avem nicio cale alta. Nu există cum să ocolești România sau să spui că vreau în Europa, dar nu vreau cu România. Nu va trece, nu va merge așa ceva. Ca să ajungi în Uniunea Europeană, ai nevoie și de votul, și de votul României. Este nevoie ca toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene să voteze pentru Republica Moldova în Uniunea Europeană. Ce fel de pro-europeni care fac spume la gură atunci când critică România? Păi asta sunt cei mai mari proruși, sunt cei mai mari susținători al lui Dugin și Putin. Este moldovenismul civic, educat și implantat aici de regimul sovietic de ocupație. Și nu spun acest lucru întâmplător, pentru că bunicii noștri și străbunicii noștri au fost deportați în această noapte, acum, dintre 5 spre 6 iulie, de cei care astăzi poartă seceră și ciocan. Aceștia cu seceră și ciocan au ars biserici, au ars icoane și au distrus credința. Iar astăzi pozează în cei mai mari ocrotitori ai bisericii și ai credinței. Ei sunt ticăloși. Ei sunt lași. Ei ne vând pe toți de vii. Ei au furat Republica Moldova. Au furat Hotelul Național. Au furat Hotelul Codru. Au furat restaurantul Guguță. Construiesc neautorizat în tot Chișinăul. Devin multimiliardari. Au distrus fabrica de vinuri de la Ioloveni, de la Cojușna, fabrica de mobilă Stejaur. Ei distrug Republica Moldova, dar învinuiesc în toată România. România este rea, Uniunea Europeană este rea. Ei fură Republica Moldova, iau pungi cu bani de la oligarhi, de la bandiți, ca să uneltească între ei, ca să-și facă majorități parlamentare convenabilă. Ei inclusiv au schimbat sistemul de vot în Republica Moldova în votul mixt ca să obțină mai multe mandate de deputat și ca să vicieze democrația în Republica Moldova. Cu cine ați făcut alianță? Cu ei? Pentru ca să ce? Pentru ca Plahotniuc să plece de Republica Moldova? Partidul Democrat a rămas în continuare Republica Moldova și toți deputații lui la fel au rămas aici. Uitați-vă cine conduce poliția care ne batjocorește. Poliția Republicii Moldova care jură cu mâna pe tricolor a rupt tricolorul în picioare. Au călcat tricolorul. La comanda cui? La comanda lui Voicu. Dar cum a ajuns Voicu în acea funcție? Cu ajutorul voturilor noastre? Pentru că cineva a crezut că este bine să facă alianță cu ei. Și când noi, patrioții, unioniștii, am strigat în gura mare, nu faceți alianță cu prorușii, nu faceți alianță cu dracu. Aia că trebuie să facem alianță cu dracu până trecem puntea. Dacă te aliezi cu dracu, nu treci puntea. Ei din start nu vor o justiție corectă. Ei din start nu vor în Europa. Ei din start nu iubesc România. Cum? Cum să faci alianță cu ei? Cum să faci alianță cu trădătorii? Cu cei care ne vând de vii?
A fost o trădare națională și acum se pregătește încă o trădare de asemenea fel. Am văzut foarte clar Serviciul de Informații și Securitate, care n-a văzut punga cu bani pe care Plahotniuc i-a dat-o lui Dodon, care nu a văzut omorul deputatului Butmalai, care nu a văzut crima din pădurea domnească, care nu a văzut separatiștii care au înaintat Republica Moldova. Dumneavoastră știți că noi am avut separatiști acum, care au ocupat încă câteva sate ca să vadă dacă vom avea sau nu vreo reacție. Și au ocupat încă câteva localități din Republica Moldova. Serviciul de Informații și Securitate a dormit. SIS-ul nostru nu vede că Dodon primește bani din Bahamas sau de la Putin, de la Moscova, și vin consilieri de acolo care să le spună ce și cum să facă, ce și cum să dreagă pentru a obține cât mai multe voturi și pentru a manipula. Nu vede SIS-ul nimic. SIS-ul vede doar pe cei care sunt cu România, doar pe cei care luptă pentru demnitatea și cauza națională de reîntregire. Iată, aici SIS-ul este prezent și SIS-ul atacă și SIS-ul trimite o scrisoare secretă Comisiei Electorale Centrale, prin care îi solicită cecului să ne excludă din curs electoral. Vedeți până unde ajunge democrația din Republica Moldova? Așa stat vrem noi să construim? În asemenea condiții vrem noi să restabilim instituțiile, să curățim, să vină vremuri bune. Care vremuri bune? Vremuri bune sunt doar dincolo de Prut. Orice încercare de a trăi aici pe cont propriu, neglijând identitatea noastră, credința noastră și idealurile noastre, este falsă. Republica Moldova a fost clădită de Ion și Doina Alde Teodorovici, care ne-au spus foarte clar: demnitatea este pâinea învierii, una-i țara, unu-i sfatul țării. Țara este România Mare, sfatul țării a votat unirea Basarabiei cu România. Despre ce naiba vorbiți voi? Despre care moldovenism civic? Nu o să permitem acest lucru, nu o să admitem acest lucru. S-a ajuns cu cuțitul la os. Nu mai există loc de a da înapoi. Nu mai avem, gata, nu mai merge data viitoare. Haideți să lăsăm acum, să votăm util. Haideți acum să ne unim toți pentru nu știu ce. Acum trebuie să ne unim toți patrioții în jurul Alianței pentru Unirea Românilor, pentru a propulsa această forță în Parlamentul de la Chișinău. În Parlamentul de la București am reușit. În mai puțin de un an am căpătat încrederea a peste 600 de mii de oameni în pofida tuturor atacurilor și nedreptăților și mizerilor care s-au aruncat în capul nostru. Noi am reușit acolo și avem 44 de parlamentari. 6 de acolo, 6 parlamentari, sunt din Republica Moldova. Sunt cetățeni ai Republicii Moldova, sunt moldoveni. Ei, vedeți că propaganda lui Dodon și Voronin nu trece. Vedeți că ei spuneau că dacă o să ne unim, o să fim de rostul 2, o să fim mai prejos, o să fim sclavi și alte prostii. Ce fel de sclavi, măi, dacă am ajuns în Parlamentul de la București, ne-au ales în cele mai mari funcții de stat. Asta înseamnă pentru voi sortul 2? Eu cred că sortul 2 înseamnă să trăiește Republica Moldova cu sârmă ghimpată pe Prut, cu sârmă ghimpată în jurul tuturor proprietăților lor, în jurul pădurilor, lacurilor și altor uzine, fabrici, pe care ei le-au distrus și le-au cumpărat. Dumneavoastră știți că greceana aia este născută în Siberia dintr-o familie de deportați? Iar ea astăzi slujește interesele celor care i-au deportat familia în Siberia. Alt deputat, Bogdan Țârdea, este născut dintr-o familie de deportați în Kazahstan. Iar el astăzi pozează și luptă pentru cei care i-au deportat familia. I-au luat casa, masa, glia, i-au alungat, i-au dus cu vagoane de vită în Kazahstan. El astăzi stă lângă ei pentru bani, pentru că ei nu au coloană vertebrală, pentru că ei nu au demnitate. Eu vă îndemn, dragi prieteni, să înțelegeți că Republica Moldova este un stat captiv. Instituțiile statului Republica Moldova sunt captive. Lupta împotriva oligarhiei și pentru decapturarea și eliberarea statului a eșuat. A fost o luptă falsă, pe jumătate. Nimic nu va reuși atâta timp cât nu ai demnitatea să spui lucrurilor pe nume. Sunt profund indignat de faptul că de ziua morții lui Eminescu, mai mari țării, nici măcar șeful statului, nu a adresat un mesaj în acest sens. Iar atunci când vine vorba despre ziua lui Vladimir Putin, repede să-l felicităm, să-i spunem la mulți ani, domnule Putin, să nu uitați să ne mai trimiteți armată de ocupație Republica Moldova, să ne mai șantajați cu gazul dumneavoastră rusesc, să ne mai declarați fructele și legumele otrăvitoare, să mai ne mai puneți embargouri la vinuri, ca noi să ieșuăm total, ca noi să cădem pe brânci, ca noi să fim slugile și slavii noștri. Nu!
Aur nu funcționează așa. Aur are demnitate și spune lucrurilor pe nume, chiar dacă nu e la modă. Chiar dacă acești troli care intră în comentarii ne atac, eu știu că ajung la sufletul și creierul dumneavoastră. Eu știu că dumneavoastră sunteți de acord cu mine și simțiți această durere și nedreptate a slugilor care ne-au condus în ultimii 30 de ani. Culmea, într-un loc, într-un sat din Republica Moldova, acești propagandiști m-au întrebat: dar unde ai fost tu, măi Bilețchi, 30 de ani în urmă? Oameni buni, eu am 26 de ani. Cum adică unde am fost 30 de ani în urmă? Eram undeva prin planuri, prin gânduri, nu știu, nu existam pe fața Pământului. Întrebarea este, culmea nesimțirii, unde au fost cei care acum s-au declarat salvatorii națiunii? Au fost prin guvern? Au fost prin parlament? Au condus Republica Moldova? Iar când vine vorba de răspuns pentru cum trăim, a, că nu eu, asta nu eu, asta alții, asta ei, ceilalți, alții, nu eu. Păi stați puțin, domnilor, ați fost în parlament, ați fost în guvern, ați avut puterea în mână. De ce trăim prost? Pentru că ați pus jumătăți de măsură. Pentru că ați acționat cu jumate de picior. Pentru că ați bătut palma cu cei care ne fură și ne trădează. Așa ceva nu se admite. Așa ceva nu se iartă. Pe 11 iulie vor fi alegeri. Este o șansă, este o oportunitate pentru noi să ne clădim un viitor demn și destoinic. 11 iulie este ziua în care vom decide soarta noastră pentru următorii 4 ani. Dacă vom admite jumătăți de măsură, dacă ne vom lăsa copleșiți de manipulările din spațiu public, dacă vom crede sondajelor de opinie care fie spun că avem 10% din start, fie spun că suntem sub 1% și ambele manipulează, atunci nu vom reuși să ieșim din această gaură, această fundătură în care ne-au aruncat și ne-au abandonat acești politicieni ticăloși. Eu vă îndemn, dragi prieteni, să votați cu conștiință, să votați cu conștiința sinceră, împăcată. În cabina de vot nu este nimeni în afară de dumneavoastră și Dumnezeu. Nimeni, nici sondajele, nici presa cumpărată, nici milioanele lor, nici banii pe care îi dau pentru a cumpăra voturi. Și noi știm deja că se cumpără voturi. Și dumneavoastră știți același lucru, începând de la 200 de lei moldovenești și până la 1000, uneori chiar 2000 de lei pentru un vot. Ei sunt în agonie. De asta atacă Aur. Ei atacă Alianța pentru Unirea Românilor cu toate resursele. Ei atacă prin presă și lansează în spațiu public manipulări, falsuri și ticăloșenii. Pentru ca oamenii care abia aud despre noi, abia ne cunosc, abia fac cunoștință cu noi, spună: da, dar uitați-vă că ceva nu este în regulă. Ei fac asta intenționat. De asta eu vă rog foarte mult, în special prietenii noștri plecați peste hotare, diaspora. Diaspora contează nu doar atunci când votează, așa cum strigau unii în fața Comisiei Electorale Centrale, iar mai apoi v-au abandonat și au bătut palma. Noi am spus că vrem 191 de secții de vot și ne-am ținut de cuvânt. Dacă am spus 191, 191 să fie. Ei, alții au luptat pe jumătate. Ei, hai că e bun și 150. Nu e bun. 150 de secții de vot nu este bun. Este insuficient. Și dacă la început noi am spus cu toții acest lucru, și cei de la DA, și cei de la PAS, și noi de la AUR, ei, la final, când a fost să ne susținem lupta până la capăt, am rămas doar noi cei de la AUR. Toți ceilalți au dat bir cu fugiți. Au spus că ei, lăsați că e bun și 150. Nu merge jumătate de măsură. Nu o să mai tolerăm asemenea scamatorii și cedări. Nu cedăm niciun milimetru din demnitatea noastră națională. Dacă vreți ca votul dumneavoastră să fie util, atunci votați pentru AUR, pentru România și veți fi siguri că votul dumneavoastră va fi unul onest și până la capăt. Nu cu jumătăți de măsură, nu cu pactizarea cu diavolul. Noi nu vom bate palma cu dușmanii poporului nostru. Noi avem un singur țel, să slujim poporul național românesc. Nu să slujim interesele nu știu cui, nu știu căror clanuri. Noi slujim interesul moldovenilor. Și atât. Nu avem pe cineva în spate să ne tragă sforile. Nu avem pe cineva care să ne stabilească ce spunem și ce vorbim. Nu avem foi de pe care să citim. Noi spunem totul din suflet, din inimă, din cuget, pentru că simțim asta. Pentru asta suntem în această campanie electorală. Pentru asta ne batem și luăm în cap toată mizeria, toate atacurile, toate aceste nedreptăți care ni se fac nouă. Vedeți chiar și cu subiectul regiunii separatiste Transnistria. Toți spun în campanie că noi vom rezolva conflictul, noi ne vom implica, noi vom face. A fost cineva acolo să facă campanie electorală? A fost cineva să arate lumii întregi că gardiștii ruși
sunt cei care ne împiedică să eliberăm Basarabia? Nu! Toți merg pe varianta, haideți că formatul 5+2, negocieri, discuții. Care negocieri? Nu poți negocia cu cel care te-a ocupat și cotropit. Adică în casa mea se intră cu arma, iar eu am să vin cu stiloul, cu foaia, haideți să negociem cum să facem, cum să dregem ca să ne împăcăm, să plecați înapoi acasă și mai departe. Nu se va întâmpla, dragi prieteni. Avem o singură șansă să ne unim cu România, să devenim parte a Alianței Nord-Atlantice, NATO, ca fiind unica noastră sursă de protecție, care poate opune rezistență și care poate garanta că vom evacua de aici trupele ruse. Rusia face bube, Rusia se teme de NATO, pentru că știe că dacă ataci un stat NATO, înseamnă că ai atacat toate statele membri NATO. Este vorba despre principiul solidarității. De asta ne este frică de lor. Și noi aur asta arătăm, pentru asta pledăm, pentru asta am fost la Varneța, ca să demonstrăm că nouă ne pasă, la propriu, nu la figurat, că noi facem campanie pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Nu doar acolo unde ni se dă voie. Unde ne dă voie ciubota ocupantului rus. Alții ascultă de ciubota ocupantului rus. Spun că da, înțelegeți că nu putem merge acolo, dar ce să facem? Cum și să facem? Să acționezi exact așa cum spui. Dacă spui că nu recunoști acest regim separatist, acționează în consecință. Ei, dacă eu spun că nu-i recunosc, dar în același timp nu merg într-acolo și nu fac nimic, înseamnă că îi recunosc. Asta înseamnă recunoașterea indirectă a ocupației, asta înseamnă recunoașterea indirectă a separatiștilor. Noi nu admitem așa ceva. În 92, bărbații neamului au căzut pe câmpul de luptă apărând integritatea Republicii Moldova și suveranitatea ei. Nu cum ne-a spus ministrul de la PAS de externe că este vorba despre un război civil, Popescu. Care război civil, domnule? Nu vrei să te duci la Putin? Ți-ar da medalii pentru asemenea declarații. Sau cum ne spun nouă astăzi, Aldi Voronin, că o să fie război, ca ce e Republică separată. Culmea, Dodon a spus că noi, Republica Moldova, stat recunoscut la nivel internațional, noi suntem de vină că noi singuri nouă ne-am provocat război. Și am mers să depună flori la mormintele cazacilor. Asistăm, dragi prieteni, la o trădare imensă, la trădarea cauzei naționale. Nu există niciun fel de sentiment național. Atunci când nu ai patriotism, nu poți să lupți pentru patrie. Nu funcționează acest lucru. De asta eu vă îndemn foarte mult. Votați inteligent, votați cu inima, votați cu conștiință, votați cu demnitate, nu votați util, nu vă lăsați manipulați. Și trebuie să știți, dragi unioniști, dacă veți vota alte partide, PAS sau altele, care nu își asumă mesajul unirii, atunci să știți că dumneavoastră, fiind unionist, cu mâna dumneavoastră proprie, îndepărtați unirea. Dumneavoastră îndepărtați cauza pentru care pledați. PAS-ul va intra în Parlament cu certitudine și vor avea multe mandate. Nu despre asta este vorba. Nu aici vreau eu să bat. Eu bat într-acolo. Cine va asigura majoritatea în contextul în care PAS va lua 40-45 de mandate? Celelalte 5-6 mandate, de unde se vor lua? De la USATI? De la Șor? De la Platon? De la cine? Doar de la unioniști se pot lua aceste mandate pentru a asigura că Republica Moldova nu va aluneca într-o nouă coaliție de compromis. Nu va aluneca în brațele lui Dodon, Voronin și USATI. Noi suntem garanția faptului că Republica Moldova va reveni pe făgașul normalității. Va reveni pe făgașul românesc. Votând aur, dumneavoastră alegeți România. Și dacă sunteți recunoscători României pentru tot ce a făcut pentru Republica Moldova, pentru gazoductul Iași-Ungheni, pentru microbuzele școlare care transportă zilnic elevii din sate la școală ca să nu meargă pe jos kilometri prin Colb și Țărână până la școală, dar să aibă parte de educație de calitate. Dacă iubiți România pentru faptul că ne-a reparat 1000 de grădinițe și școli din Republica Moldova, dacă iubiți România pentru că ne salvează vieți omenești cu elicopterele SMURD, inclusiv un echipaj s-a prăbușit cu tot cu echipaj la bord și au murit salvând vieți omenești în Republica Moldova, atunci votați pentru România. Dacă aveți pașaport românesc, dacă lucrați peste hotare, datorită României și câștigați o bucată de pâine destoinic și aveți un nivel de trai demn și decent, împotriva sau în pofida celor care v-au alungat de Republica Moldova și v-au silit să plecați, ei practic v-au deportat, exact așa cum au fost deportați străbunicii noștri.
Doar că atunci au făcut-o în trenuri spre Siberia, în trenuri de vaci și vite, acum au făcut-o într-un mod mai democratic. V-au silit, v-au forțat să plecați de bunăvoie peste hotare. Să lăsați casa, masa, familii, copii și să vă câștigați pâinea peste hotare. Să fiți străini. Iar ei să cotropească Republica Moldova și atunci când o să vă întoarceți să fiți sclavi aici pe plantațiile lor. Dacă vreți că acest lucru să se termine, votați AUR, votați România. Trebuie să știți foarte clar, în Parlamentul de la Chișinău, Rusia are exponenții săi. E vorba despre blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor. Germania are reprezentantul său, Partidul Acțiune și Solidaritate. Dacă vreți ca România să aibă reprezentantul ei în Parlamentul de la Chișinău și să se bată pentru demnitatea poporului român, să urgentăm procedura de redobândire a cetățeniei române, să dăm jos hotarul de la Prut. Noi avem hotar comun, vamă comună, cu Ucraina, dar cu România nu. Cu România trebuie să avem sârmă ghimpată. Asta vor ei. Putem opri acest calvar cu votul dumneavoastră, cu încrederea dumneavoastră. Dați-ne această încredere și noi vom lupta cu cea mai mare dârzenie în continuare și cu acest mandat. Avem nevoie să ajungem în Parlamentul de la Chișinău pentru a avea la îndemână instrumentarul politic, pentru a propune proiecte de legi, pentru a forma o majoritate parlamentară și un guvern funcțional care să aducă un procuror din România, care să-i pună la pușcărie pe toți hoții și bandiții, ca să aducem salariile, pensiile și alocațiile din România, ca să deschidem Republica Moldova pentru România și Uniunea Europeană, să dăm jos hotarul de la Prut. Altfel nu vom reuși, dragi prieteni. Transmiteți acest mesaj tuturor, dragi prieteni, din diaspora, plecați peste hotare. Știu că aveți rude acasă. Sunați-i, contactați-i, scrieți-le și spuneți-le să voteze pentru AUR, să susțină Alianța pentru Unirea Românilor, pentru ca să puteți reveni acasă, într-un stat destoinic, fără hoți, fără bandiți, cu o justiție europeană, nu una de noastră moldovenească făcută prin laboratoare, cu mătri, nănași, rude care mai închid un ochi atunci când e vorba de interes. Dacă vreți să reveniți în Republica Moldova românească, pe făgaș european, nu una cu jumătăți de măsură cu națiune civică moldovenească, ticăloasă, comunistă, atunci spuneți-le să voteze AUR. Dacă aveți în dumneavoastră simț omenesc și de demnitate, nu uitați de toate sacrificiile și ajutoarele pe care le-a făcut România pentru Republica Moldova. Altfel, noi cu ce răspundem României? România ne dă, România ne ajută, România ne iubește, ne strânge la piept, iar noi scuipăm în față și înjunghiem România pe la spate, votând moldoveniști civici sau lăsându-i pe Dodon și Voronin să ia majoritatea parlamentară? Haideți să ne mobilizăm. Fiecare vot va conta. Eu vă asigur că votul dumneavoastră pentru AUR nu va fi risipit. Nu credeți manipulărilor. Suntem mii, zeci de mii. Am reușit în România să luăm 600 de mii de voturi. 60 de mii de acolo sunt moldoveni. Avem 6 parlamentari basarabeni. Avem nevoie de 5%, de doar 5%, o cifră infimă pentru poporul român. Noi dacă ne ridicăm din genunchi și ridicăm mult, noi o să luăm foarte mult. Eu vă asigur că trecem mult peste pragul electoral și am ferma certitudine că vom obține această victorie. Dar această victorie este imposibilă fără mobilizarea dumneavoastră. Noi de aici facem tot ce putem. Ne batem, distribuim ziare, pliante, mergem în sate, ne batem cu Dodon, cu Voronin, cu Usate, cu Platon, ne batem cu toți. Dar finalul este în mâinile dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți arbitrii acestei lupte politice. Dumneavoastră aveți pâinea și cuțitul și pe 11 iulie veți decide cu votul dumneavoastră, democratic, cine merită să ajungă în Parlamentul de la Chișinău. Eu cred că noi merităm ca AUR să ajungă în Parlamentul de la Chișinău. Eu cred că AUR merită să formeze o alianță nu de compromis, o alianță demnă, curată, destoinică, care să ne asigure că vom avea și justiție, și salarii, și pensii, și hoții la pușcărie. Pentru că noi nu ne jucăm cu una, cu două. Noi, dacă ne-am pus în scop, noi o să facem acest lucru. Și nu așa, cu jumătăți de măsură. Dodon trebuie să stea la pușcărie. Voronin trebuie să stea la pușcărie. Nu o să lăsăm să piardă alegerile. El astăzi nu are imunitate. El astăzi nu are nicio funcție publică. Dar nimeni nu-l bagă la pușcărie. Pentru că avem un sistem corupt și ticălos. Iar eroi suntem doar atunci când protestăm și doar atunci când avem nevoie de funcții. Noi am văzut deja aceste scenarii. Nu o să mai meargă a doua oară.
Aur se bate pentru demnitate. Și acest cuvânt are o însemnătate extrem de importantă. Atunci când ești nedemn, atunci când tu nu te respecti pe tine, nu-ți respecti țara și neamul, nu poți să ceri respect din partea altora. Trebuie în primul rând să te respecti pe tine. Trebuie să ridicăm capul și să spunem foarte clar. Am fost cotropiți, am fost deportați, am fost deznaționalizați. Ne s-a adus foamete și comunizarea întreagă a Republicii Moldova. Am fost spălați pe creier. Ulterior au venit bandiții care au furat și jefuit Republica Moldova și care astăzi pe bani furați stau în politică și vor să conducă în continuare Republica Moldova în loc să ajungă la pușcărie. Noi vrem să revenim pe făgașul normalității, împreună cu România, în Uniunea Europeană. Altceva nu acceptăm, în altceva nu credem și altceva nu votăm. Dacă dumneavoastră credeți la fel, dacă dumneavoastră simțiți la fel, oferiți-ne încrederea dumneavoastră. Eu vă asigur că nu vă vom dezamăgi, nu vă vom trăda, ne vom lupta ca niște lei. Mai bine să fim 5 lupi decât 100 de oi. Noi suntem un popor demn care trebuie să se ridice la înălțimea și la virtutea predecesorilor noștri. Ștefan cel Mare cred că s-ar răsuci în mormânt după 48 de bătălii. Noi astăzi să închinăm țara unor străini, să închinăm țara unor moldoveniști civici. Ștefan cel Mare a stat cu sabia înfiptă în pământ, care simbolizează protecția, simbolizează apărarea și cu crucea ridicată în ceruri, pentru că suntem un popor creștin. El s-a luptat pentru credință și după fiecare bătălie a ridicat biserici și mănăstiri. Astăzi se feresc toți să spun acest lucru. Devenim un fel de proști utili. Haideți să votăm că n-avem încotro. Haideți să alegem răul cel mai mic. În această campanie electorală aveți ocazia să alegeți nu răul cel mai mic, dar să alegeți binele cel mai mare. Aveți ocazia unică să alegeți România. Noi o spunem clar, fără ascunzișuri. Dodon nu și-a somă să spune, da, eu sunt Rusia și eu sunt Rusia. El o dă cu Moldova, iubesc Moldova. Nu iubește el Moldova. El iubește doar atunci când o fură, doar atunci când își poate cumpăra o tabără la Sadova, atunci când își poate lua o zină și o fabrică, atunci când își ia o pădure întreagă și pune sârmă ghimpată de jurul împrejurul ei. Noi suntem, dragi prieteni, unica forță națională capabilă să spună lucrurilor pe nume. Noi mesaje seci că vă dăm salarii și vă dăm pensii și a să facem justiție, nu facem asemenea prostii. Nu ne asumăm asemenea ticăloșenii. Noi avem un mesaj național, pentru că suntem o națiune și am dat naștere unui stat, am dat naștere unui întreg popor. Noi nu putem să ne prefacem că suntem diluați în această luptă pentru globalizare. Să nu spunem lucrurilor pe nume. Noi suntem români, noi suntem moldoveni, parte integrantă a poporului român. Noi avem demnitate. Noi nu ne lăsăm călcați în picioare și vom demonstra acest lucru pe 11 iulie. Eu am încredere în dumneavoastră. Eu sunt sigur că noi vom reuși. Eu am ferma încredere că dumneavoastră, în special cei plecați peste hotare și nu întâmplător, noi vă acordăm acest gest de stimă, de respect prin faptul că am pus un reprezentant al diasporii în primul loc pe listă, cap de listă, fruntea noastră este diaspora. Fiecare al treilea om de pe lista noastră este din diaspora. Dacă am putea, v-am pune pe toți pe lista noastră ca să vă aducem înapoi Republica Moldova, ca să conduceți voi Republica Moldova, fără manipulări, fără hoții și bandiții. Pentru că pe voi ei nu vă pot manipula, ei nu vă pot constrânge, ei nu vă pot forța. Că dacă n-ai să votezi cu mine, îți dau afară de la lucru. Și în zi și noapte să ne intoxifici cu manipulările lor din televiziune. Noastră sunteți liberi. Noastră ați scăpat de acest sistem nociv din Republica Moldova. Și tocmai pe dumneavoastră ne bazăm. Și pentru voi am luptat. Pentru ca să aveți 191 de secții. Pentru că sunteți exact ca noi. Pentru că și noi, mâine, poi mâine, putem deveni diaspora, fiind alungați de Republica Moldova. Dacă nu o să aducem aici normalitatea. Dacă nu o să aducem aici România și Europa. Nu există nicio altă cale. Și dumneavoastră știți foarte bine acest lucru. E nevoie de mobilizare. E nevoie de fiecare om, de fiecare suflet, de fiecare vot. Dați veste, dați sfoară în țară. Distribuiți acest clip video. Sunați-vă prietenii. Dacă dumneavoastră ne susțineți, găsiți încă unul, încă doi, încă trei, încă cinci, câți puteți. Găsiți cât mai mulți oameni, prieteni, rude, familie și convingeți-i să voteze AUR, pentru că doar AUR, împreună cu alți colegi pro-europeni, putem asigura că Republica Moldova nu va aluneca.
Eu deja mă repet, dar știți că repetarea este mama învățării. Mai bine de 100 de ori să repet și să intre odată în cap. Bine, bine, bine. Că ei ne manipulează prin repetarea acelorași prostii de 1000 de ori. Eu trebuie de 1000 de ori să spun ca odată să fiu auzit și odată să fiu înțeles. De asta repet. Dacă vreți o majoritate parlamentară onestă, dacă vreți o Republică Moldova curată, onestă, nu știu, demnă, nu cu jumătăți de măsură, nu cu alianțe de compromis, fără Usatăi. Usatăi vrea la guvernare, el deja ne-a spus, Usatăi, că putem face alianță și cu comuniștii și socialiștii, dar numai fără Dodon și Voronin. Adică nu mai sunt, problema nu mai este corupția, ticăloșenia și faptul că slujesc interesele Federației Ruse. Problema sunt doar doi oameni. Vedeți cum schimbă ei accentele. Iar în locul lui Dodon și Voronin vor pune pe altcineva. Nu acceptați asemenea ticăloșenii, asemenea minciuni. Problema nu este doar Dodon și Voronin. Problema este tot acest grup criminal, infracțional organizat, care pune stăpânire pe Republica Moldova. Și Țârdea, și Greceanu, și Ceban, și Bolea, toți care sunt în acel partid, toți, unul ca unul, slujesc interesele Federației Ruse și luptă împotriva Republicii Moldova. Cum adică, dacă îl dăm la o parte pe Dodon, atunci cumva poate și mai merge o alianță. Vedeți cum pregătesc ei opinia publică. Încet și ori așa, câte puțin, inoculează ideea că cumva, cumva se poate. Nu se poate. Dacă vreți să faceți un pas corect, votați AUR. Nici un alt vot nu vă garantează ceea ce vă garantăm noi. Noi vă garantăm că un vot pentru AUR este un vot pentru România. Este un vot împotriva intereselor expansioniste ale Federației Ruse. Este un vot împotriva corupției. Un vot împotriva ticăloșeniei. Un vot pentru AUR este un vot pentru demnitate. Este un vot pentru România. Este un vot pentru Europa. La 11 iulie, dragi prieteni, cât mai mulți ieșiți la vot, treziți-vă prietenii, rudele, apropiații și spuneți-le să voteze AUR. Este garanția dumneavoastră, este unica dumneavoastră fermă garanție că nu veți fi trădați. Toți în jur pot să vă trădeze. Noi nu o să o facem niciodată, pentru că ar însemna să ne trădăm pe noi înșine. Ar însemna să ne trădăm părinții și neamul. Ar însemna să ne scuipăm noi înșine în suflet. Noi niciodată nu vom face acest lucru. Și unicii aliați, unicii oameni sau unica coaliție pe care o vedem posibilă este cu dumneavoastră și cu interesele dumneavoastră naționale. Nu funcții, nu interese, nu clanuri și altceva. Unicul nostru interes este poporul Republicii Moldova, este națiunea română. Eu vă salut cu drag de aici, de la sediul Alianței pentru Unirea Românilor din Chișinău și nu uitați că în fiecare din noi bate o inimă de român. Important este să facem ca aceste inimi să bată în unison.